Dragi locuitori ai orașului Neumünster, este o perioadă dificilă pentru noi toți. Este o mare provocare pentru noi să trecem peste situația creată de virusul corona. Sunt mândru de dumneavoastră că ați reușit până acum să depășiți această criză dificilă cu o mare disciplină. V-aș apela să rămâneți calmi în continuare, să nu creați panică. Toate măsurile vor fi luate pentru a vă proteja de această boală. Desigur, aceasta înseamnă că fiecare dintre noi va fi afectat. Nu mai putem face tot ce făceam până acum, dar sperăm foarte mult ca această etapă să se încheie în curând. Știu că asta provoacă anxietate și incertitudine multora dintre dumneavoastră. Încercăm să vă oferim informații bune pentru a vă permite să evaluați mai bine situația. Ne actualizăm în permanență pagina noastră de pornire. Puteți afla despre virusul corona pe pagina web www.neumünster.de și am instalat de asemenea o linie telefonică pentru cetățeni care este administrată de luni până vineri între orele 8 și 18 și poate fi apelată la 04321 3322 888 Așadar, dacă aveți întrebări individuale, vă rugăm să sunați acolo. Dar amintiți-vă, o mulțime de oameni folosesc acest serviciu în acest moment. Așa că vă rugăm să vă limitați la cele mai importante subiecte care vă preocupă. Apoi, un sfat personal. Vă rog să nu vă lăsați păcăliți de mulțimea de știri false care bântuie în prezent pe internet și în mass media. Există o mulțime de nebunii printre ele. Prin urmare, vă rog să vă bazați pe surse serioase de informații, de exemplu radioul public sau pe site-urile posturilor noastre de radio publice. Stimate doamne și stimați domni, este o situație foarte dificilă, dar ne vom descurca. Administrația orașului este alături de dumneavoastră, deși a trebuit să ne limităm puțin ofertele. Am trimis angajații în home office, dar avem aici o echipă bună de bază care va continua să gestioneze și să proceseze lucrurile importante pentru dumneavoastră. Vă rugăm să înțelegeți dacă unele lucruri care erau considerate de la sine înțelese și mergeau mai repede, acum durează mai mult sau nu pot fi procesate în acest moment. În acest moment ne concentrăm asupra lucrurilor cu adevărat importante, astfel încât să puteți continua să trăiți bine în noi, Münster. Vă doresc multă sănătate. Aveți grijă de dumneavoastră și de toți ceilalți, vecini, prieteni și familie. Doar așa vom trece cu toții prin această criză cu bine, împreună. Vă mulțumesc frumos!